Moldoveni într-un spre București. Partea întâi. Ai văzut că am stat și noi 8 ori Focșani și ne-am luat accentul meu. Ieri pe drum eram, ce faci măi? Am luat accentul. Da. Eram bine măi, tu și-am luat, ce faci măi? Ghine! Și pe măsură ce ne apropiem, mai pierdem din accent. Când ajungem la București, facem de la cu proștia aia de Moldoveni. Fraiere, de cât noi suntem șmecheri. Și o să fim până stăm voluntari. A, vorbeam de băiatul cu autorizația cu lemnele, nu? Da. Sigur are autorizație. Uite, poți să strigi de asta. Poți să-ți amortească mâna. Să pe anvelopele? Da. Că la București mai spun sau ce? Mai scolă București. Și să mai de treabă oamenii la București. Să mai politicoși. Da, nu, invers trebuia să zic. Dar nu pot să jignesc oamenii, dacă audiența mea este din focul din București. Dar ce-mi plăcea azi când eram, când am venit după ce am schimbat anvelopele, trecut așa și mă simt foarte, mie îmi place foarte mult când văd un polițist, îmi place foarte mult când văd un polițist, mașina de poliție, bineînțeles, vorbim la telefon, în trafic. Mă simt așa, în siguranță, dintr-o dată, mai în siguranță. Ce o să fie următoarea chestie? O să fie... Băi, poliție aici. Vorbeam de poliție. Ce o să mai urmeze după aia? Polițist la volan făcând vlog? Sluviu. Mă enervează ăștia care stau pe telefon la volan. Știi când faci o greșeală în trafic? De genul ăla care te înjură și... Că dacă tu îi atragi atenția în trafic, ți-a făcut, ți-a tăiat cale sau ceva. Și el te înjură, știi, că na, se enervează că i-a tras atenția, știi. Și mai e ăla care, când îi atragi atenția, știi, îi faci, bă, nebunule, bă, și el se uită în față. Te vede, știi? El te vede acolo, tu te agiți, aaa! Și el te ignoră. Se uită. A scăpat ceva în mașină. Gen ăla, e genial. Și că am fost cu taxi odată și am mers și când a făcut 9,50 lei și i-am dat 10 lei și mi-a dat 50 de bani rest. Și după aia m-am trezit din somn. Nu, erai de fapt în Focșani. Eram în Focșani, da. Dar dacă aș fi fost în București, sigur dormeam și de fapt m-am trezit, am visat. A fost un vis frumos. Gata, deja au sărit like-urile în sus. A apărut condo în cale.